România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că de câteva zile, cred că chiar și pe la ceasul acesta, coaliția de guvernare se chinuie să ia o decizie posibilă privind plafonarea prețurilor la energie, curent electric. Este una dintre cele mai importante discuții pe care România le are de purtat în perioada viitoare, pentru că ea trebuie să facă parte dintr-un grup de măsuri care să preîntâmpine cea mai mare criză economică pe care am avut-o noi vreodată în față. Nu este nicio exagerare dacă vă spun acum că ce avem în față este similar cu momentele de la jumătatea anilor 90. Prețurile la energie, la benzin, cumulate cu inflația generalizată, dar și cu scăderea consumului plus deficitul uriaș al României, vor duce la o criză economică ale cărei dimensiuni putem doar să le bănuim. Iar aceasta poate să producă o criză socială fără precedent. Nu uitați, România este o țară profund inegală, iar cei din tâi vor fi loviți, cei mai săraci, dar și micile companii românești. Ele sunt expuse în primul rând acestei crize pentru că mijloacele lor de protecție sunt limitate. Iar asta va rupe țesătura socială, mai ales că s-ar putea să constatați că niciunele servicii publice nu vor funcționa la capacitate deplină. Să vorbim un pic de fapte și de date. Semnele rupturii au început să apară, creșterea economică anticipată nu a fost îndeplinită, în loc de 7% anul trecut avem doar vreo 5,6%, dar nu aceasta este vestea cea mai proastă, ci faptul că în ultimul trimestru al anului, economia a crescut mai puțin față de trimestrul 3, cu 0,5%, adică o primă scădere. Primul care a vorbit de posibilitatea unei recesiuni a fost Florin Câțu. Aici e domeniul său de cunoaștere, să-i dăm dreptul ăsta. El spune că este nevoie de mai multe măsuri care să salveze economia în perioada următoare. Da, acesta e cuvântul pe care l-a folosit, să salveze. Dar cât este de rău, va trebui să ne povestiți voi astăzi, asta aștept de la voi. Domnul Câțu știe exact, de fapt, care e problema în momentul ăsta, una de care toate guvernele s-au ferit în ultima vreme. Și cu cât deficitul României este mai mare, cu atât ne împrumutăm mai mult și mai scump, cu atât la un moment dat vom intra într-o spirală care ar putea să ducă la prăbușirea sistemului. Deocamdată, să știți că Banca Națională a negat că stăm foarte rău, nu ar fi semne de recesiune, ni se spune, și mai adaugă oamenii de acolo, câtă vreme impozitul pe venit va fi mic și forța de muncă ieftină, atunci nu trebuie să ne speriem. Pe mine mă sperie însă altceva. Un studiu care spune că mai bine de 40% dintre manageri și antreprenorii din România sunt pregătiți să dea oameni afară în perioada următoare. Și în egală măsură, faptul că, în realitate, nu există nicio măsură de stimulare a investițiilor, de obținere rapidă a banilor din PNRR. Știți ce discuții avem la PNRR? Băi, dar ce voi aia să facă consultanță? Stați un pic că nu o să facem nimic. Singura discuție reală care se poartă e legată de prețul la curent, da? Și aia fără succes, i-ați văzut. Dar, de fapt, la voi cum arată? Puteți, domnule, plăti facturile companiilor? Cum faceți față inflației? S-au sporit, s-au redus comenzile în ultima perioadă? Sunt curios dacă merge mai bine sau mai prost. Sau dacă sunt semne de intrare în recesiune, cum spun specialiștii. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce probleme au companiile voastre în ultimele luni, săptămâni? Au apărut semne ale recesiunii? Cum faceți față scumpirilor la utilități și alte lucruri de genul ăsta? Ați oprit activitatea firmei? Ați rămas în urmă cu facturile? Știu eu, unii ori fi dat și faliment. Cât de greu sau cât de ușor este să ții o afacere în perioada asta? Și ce ar trebui să știe România despre asta? 0372069599. Cristi este primul care vorbește la România în direct. Suntem și pe Facebook, nu uitați, o să vedem mesajele și acolo. Salutare, Cristi! Salut, Cătălin! Serios, se pare că fostul ministru Câțu e un om care se pricepe? La economie, da. Economie. Da. Zice chiar, asta? Da, chiar da. Și tot te-am auzit, că te urmăresc. Nu se pricepe. Nu se pricepe. E departe de economia care,
care ar trebui să se facă acum. Din punctul meu de vedere, el este un om foarte... Este un mare fan al corporațiilor. Eu lucrez la o corporație, apropo. Și... nu, ca să răspund la întrebările tale, nu știu, mă surprins că l-ai laudat pe Cățu, doar atâta tot. Da, lucrez, nu am avut probleme, din contră. La mine chiar mi-a fost mai bine în ultimii 2 ani. Îmi permit să plătesc facturile și chestii de genul, doar că nu... Nu cred că ar trebui să... Și știu că postul ăsta e Europa Feminină și el iubește și îl ascult în fiecare zi. Iubesc mult prea mult antreprenorii și, cum spui tu, oamenii care muncesc. Întotdeauna am vrut să spun că oamenii care muncesc poate câștigă cel mai puțin, cu adevărat. Eu am undeva la 6.000 de lei, da? Nu muncesc ca omul din fabrică. Ok. Asta vreau să fie... Dar ce ai făcut în ultimii 2 ani de ți-a mers mai bine și nu ești lovit de... Nu, am făcut prea mult. Asta foarte mult acasă, de exemplu. Am înțeles. Și stând acasă îți merge mai bine, înțeleg. Nu că merge mai bine, nu, Cătălin, ascultă-mă. Ideea este că, da, poate că aduc mai mult plus valoare pentru munca pe care o fac. Dar asta nu înseamnă, nu mai trebuie să judecăm așa de mult oamenii care câștigă puțin, chiar și asistații sociali. Nu trebuie să judecăm pentru chestiile astea, știi? Ei oricum, dacă nu plus valoare pentru ce este acum, nu știu, în lume sau care, tehnologie, știință, toate chestiile astea. Părerea mea este că antreprenorii, nu știu, nu-mi pare așa de mult de rău de ei. Ce fac ei, nu știu. Aduc, de exemplu, au angajați, fac locuri de muncă sau chestii de genul. Asta e... Nu sunt ei antreprenorii inima și coloana vertebrală a oricărei economii sau crezi că corporațiile sunt Dumnezeu pe pământ? Economia înseamnă oameni, Cătălin. Economia înseamnă oameni care muncesc și creează locuri de muncă și plătesc taxe. Asta înseamnă. Nu înseamnă neapărat muncitori, înseamnă oameni curajoși care se hotără să facă o afacere, iar eu la ei mă gândesc astăzi. Sincer, da, corect. Toate corporațiile din lume nu vor avea o problemă. Corporația în care lucrezi tu, corporația în care lucrezi eu, se vor descurca. Nu, asta e problema mea astăzi de corporație. E posibil la corporații, da. Mă refer la oamenii care cu adevărat au de tras zilele astea. Pe ei întreb cum își plătesc facturile. Cum merge treaba? Cum fac în săptămânile astea? Sigur că la corporație vei fi bine. Dacă ești în IT, mulțumesc Cristi, dacă ești în IT, sigur că ți-o fi mers mai bine de acasă. O, stai să vezi ce bine merge corporației când a trimis acasă 1.000 de oameni și nu mai trebuie să plătească curent și alte lucruri pe la întreprindere, nu? Au redus fantastic costurile. Să știți că am aflat de companii care au făcut chestiunea asta și în continuare își țin oamenii acasă fără a plăti însă niște drepturi pe care oamenii aceștia le-ar merita, de exemplu curentul electric, da? Nu ai consum curentul electric la corporație, dar îl consumi acasă, că tu acolo faci niște costuri. Și compania a zis, mamă, păi noi nu mai plătim aici, uite ce puțin curent electric. Normal, ai externalizat costurile, le-ai dus la oamenii acasă, le-ai dat și salarii în plus, dar mă rog, nu e neapărat discuția de astăzi. Emilia, salutare! Azi vorbesc cu companiile românești, cum te descurci, cum faci față valului de scumpiri și de facturi și de chestiuni de genul ăsta? Emilia Subsemnata este profesoară în învățământul de stat, dar a lucrat înainte de maternitate într-un învățământ privat. Iar bula în care am trăit în privat raportat la ce am găsit în stat este un adevăr foarte crunt. Momentan sunt la plata cu ora, care este primul pas, să zicem, din învățământul de stat. Dacă am voie să dau sume, aș vrea să spun că pentru 48 de ore muncite, evident, nu ca și la privat, am luat în jur de 1400 de lei. Dar de ce ai plecat de la privat? Adică ce, s-a închis și la privat? Sau care plecat, nu, a fost o problemă de familie. Tatăl meu a decedat și atunci, în urma decesului, ne-am reîntors acasă. Am plecat dintr-un oraș mare, de la Cluj, și ne-am reîntors într-un oraș din județul Hunedoara. Deci a fost un motiv personal, să spunem. Și acolo nu ai mai putut lucra la privat? Și evident aici nu se mai poate să mai lucrezi la privat, nici nu există conceptul. Dar legat de discuția anterioară,
și de antreprenori, mă gândesc că dacă eu aș urma calea antreprenoriatului într-un oraș relativ mic, să zicem, de 20.000 de locuitori și aș aduce ceea ce am văzut în privat aici, pe această cale, cred că aș avea succes sau sper să am succes. Și sunt unul dintre tinerii care, deși am 30 de ani și am muncit câțiva ani în privat, iar acum sunt la stat, aș alege calea aceasta pentru libertatea pe care o are un antreprenor și pentru faptul că să ai un asemenea curaj în timpurile pe care le trăim e de lăudat. Eu neapărat că mă laud eu pe mine, dar cred că dacă tot deprindem experiență într-un privat, înainte de a ne arunca într-o meserie care pendulează între privat și stat, calea antreprenoriatului, cel puțin pentru învățământ, pentru meseria mea de a fi profesor, e o cale de a face altceva, poate ceva mult mai bun, să vorbim de educație la calitate. Dar școlile private cum se descurcă în perioada asta? Școlile private se descurcă, eu zic că la fel cum s-au descurcat și înainte de pandemie. Așa. Pentru că în continuare s-a mers la școală și pandemia i-au reușit să găsească portițe și să meargă la școală, deci copiii au mers. Dar n-au oamenii ăștia costuri mai mari? Că-s curios, n-o fi mărit și ei taxele pe la școlile astea? Eu am avut o tentativă de întoarcere, respectiv am avut o variantă de interviu după maternitate, iar diferența de salari pe care mi-a fost oferită a fost de 100 de lei. Ceea ce a fost o glumă extraordinară. Înțeleg că maternitatea nu este experiență, dar o creștere salarială de 100 de lei după 2 ani în care am stat acasă cu copilul, parcă a fost o glumă. Dar eu îi cred pe oameni că n-aveau cum să-ți ofere mai mult. Gândește-te că într-o școală, dacă aduci copiii la școală și plătești astăzi curentul, de-abia supraviețuiești. Adică eu nu pot să-i judec acum. Nu, nici eu. Nu judec, doar spun niște fapte pe care le-am văzut în zonă, sau în domeniul meu. Chestia este că aceea școală privată a reușit într-o pandemie cruntă, să zicem, să aducă o școală online, care nu știu încă dacă funcționează sau nu, e acum, să zicem, în probă, dar vă pot da răspunsul ăsta mai peste un an, doi, să vedem dacă ne-a dus pandemia și ceva bun. Mulțumesc, dar eu astăzi nu vorbesc despre pandemie. Vă întreb pe voi care sunteți în România reală, cum vă merg afacerile? Cum faceți față facturilor? Ce măsuri ați luat? Cât de greu sau de ușor e să ții o afacere în perioada asta? Și da, ce ați aștepta și de la statul nostru? Imediat o să vi-l dau și pe domnul Cățu să vedeți că are două idei, dar pe care nu o să le ia lumea în seama. Iar o să-mi zică cineva că laud pe Cățu. Nu-l laud pe Cățu, dar lucrurile nu merg doar în a constata că toată lumea e proastă, da? Adică nu așa putem să discutăm într-o țară normală. Claudiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Sunt din județul Neamț, am un business deschis din 2008, chiar în momentul crizei de atunci. Noi atunci nu am resimțit criza. De-abia în 2010-2011, atunci aveam doi angajați, mă auzi? Te ascult. Așa. De-abia din 2011 a trebuit să renunț la un angajat și a rămas eu cu un singur angajat. A venit 2019, da, pandemia. Restricții, măști, dezinfectare, restrângerea activității m-au obligat să dau și al doilea om afară. Și acum ești singur? Și acum sunt singur. În momentul de față. Da, eu mai supraviețuiesc. Am un contract cu furnizorul de electricitate care este valabil până în august. În momentul de față plătesc o factură de utilități curent 900 de lei pe lună. Da, plus gunoi, plus nu știu ce ăla, nu știu dacă se va scumpi din cauza asta. Da, dar în august mi-a furnizorul îmi va tripla prețul, probabil, nu?
Da, cred că mai mult. Eu aștept în iunie să văd, am văzut că vine un contract de 6 ori mai mare. Eu am contractul până în august. Aha, okay. Da, până în august nu da. La el. Dar eu în august ce fac dacă îmi triplează prețul? Păi nu știu, asta te întreb. Ce o să faci, apropo? Păi închid. Ce afacere? Normal că închid. Ce afacere? Și o să intru în insolvență, o să am niște datorii la stat acumulate, care până în 2019 nu le-am avut niciodată din 2008, da? Mi-am plătit dările la stat. Așa, în momentul de față am 6.000 de lei datorie la stat. Aha, deci de acolo te-ai finanțat, da, neplătind statului, nu? Da? Și atunci o să oblig statul să-mi ceară insolvența, să mă bage în faliment. Eu în momentul de față, înainte când aveam angajați, plăteam pe IMM un impozit de 1% din cifra de afaceri. Da. Da? Ok. În 2019, ca să-ți dau un exemplu, la țigări, da, cota de adaus este de 4%, 4,2%. Atunci plăteam 1%. În momentul de față plătesc 3%. Eu rămân cu 1% din țigări. Atunci un pachet de țigări costa 16 lei, acum e 21 de lei. Atunci, în 2017, ca să-ți dau un exemplu, aveam o cifră de afaceri de 540.000 anual, iar în momentul de față, pe 2021, da, o am de 180.000, o treime. Da, te înțeleg. Deci te duci către închidere, de fapt. Asta-i da, cazul. Normal, dar cum pot? Ce pot face? Și ce să faci deci, după aia? Adică ți-ai făcut un plan? Nu știu, mă reorientez, intru în ajutor social. Nu am avut parte niciodată în viața mea. Am 44 de ani și nu am avut. Am lucrat în multinaționale. Da, la 44 de ani nu știu dacă m-aș putea întoarce în câmpul muncii. Păi te întorci și acum ești în câmpul muncii. O să te întorci că n-ai altă șansă. Sunt în câmpul muncii, dar am propria afacere. Da. Eu ce întreb, eu dau cu capul. Cum ar fi? Da. Da? Mulțumesc tare mult. Mi-a scris cineva, da, despre asta e vorba, oameni buni. De fapt, genul acesta de situații s-ar putea repeta în zeci, sute și mii de cazuri. La asta vreau să vă atrag atenția. Acum lucrurile încă mai sunt cum mai sunt, dar primele semne au început să apară. Spune cineva că anul trecut mi-am cumpărat un camion pe care lucrez eu, am deschis o firmă și am obținut un contract. Datorită scumpirii motorinei, pierd 4.000 de lei pe lună față de cât câștigam acum 8 luni. Adică pierzi din profit sau îi aduci de acasă? Aurel Blaj ne scrie asta pe Facebook. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Mihai, mă numesc din București, vă sun. Vă spune trei chestii concrete. Am o afacere din anii 90 înainte de 2000. În București am o firmă de distribuție, am 15 angajați. N-am avut niciodată datorii la bugetul de stat. Trebuie să fiu corect să recunosc că m-a ajutat programul IMM Invest. Am luat creditele în perioada asta, deci cu asta m-am finanțat, cu programele IMM Invest, dar lucrurile merg tot mai rău. Vreau să vă spun că am avut toți oamenii bolnavi de COVID în concedii medicale, ca să vă spun primul caz, prima temă. Le-am plătit salariul și am depus concedii medicale la casa de asigurări. Am încasat concedii medicale de ani de zile. Da, de 5-6 ani în urmă. Știu că statul român a refuzat să facă asta pentru economia românească. A plătit doar exact. O parte. Știu că și-au bătut joc de chestiunea asta. Exact. Și știți ce spun în teorie angajații de la casa de asigurări cu care nu mai poți să intri în contact? Hmm? Nu aveți nicio șansă să primiți bani dacă nu faceți reveniri. Adică eu am depus, contabil a depus documentele la concediu și eu trebuie să fac revenit să primesc bani. Trebuie să te duci să ciocănești la ușă sau să ai o pilă, frate. Nu, numai e cum, că numai online se desfășoară activitatea și nu știi dacă primești un feedback, dacă a ajuns. Și încarcăm aici. Da, am auzit că de oricum, ci că de la 1 martie e obligatoriu, toată lumea trece online, da. Exact. Am auzit și chestiunea prima asta. Chestie. A doua chestie. Trebuie să recunosc că plătesc impozit pe venit 1%. Chestie care mă ajută foarte tare. Acum a venit domnul ministru de finanțe, de care nu prea am auzit până acum, până să fie ministru de finanțe. Așa. Și vine cu ideea de a scoate impozitul pe venit, care este o facilitate pentru întreprinderile mici, cum sunt eu, de 15 ani cadat, să mă treacă să coboare plafonul, care este la 1.000.000 de euro. Bine, eu sunt departe de 1.000.000 de euro, să-l coboare, să trecem la impozit pe profit. Nu, el zice că-l coboară undeva la 500.000, deci hai că tot e bine.
Adică faci 500 de, faci peste 500 de mii de euro? Sunt în jur, în jurul cifrei de 500 de mii de euro și să vă spun de ce. Uh-huh. Toate prețurile au crescut și noi a trebuit să creștem prețurile, profitul nostru însă s-a micșorat. Și atunci, ca cifră de afaceri, ajung poate în jurul a 500 de mii de euro. Uite, domnule, că e deștept ministrul de finanțe, cum face el rost de bani la buget. Numai că, din câte înțeleg eu de la voi, de fapt, principala finanțare este că nu-ți plătești taxele în perioada asta, nu? Cam asta e. Nu, știți că există, eu am plătit taxele, dar cu materia primă s-a scumpit, toate costurile s-au scumpit, noi am scumpit și atunci cifra de afaceri crește, dar profitul este mic. Și atunci te apropii de acel plafon de 500 de mii de euro și pierzi facilitatea cu 1% impozit pe venit. Da. Da, pe de altă parte, știi că nu, nu-l critic foarte tare pe Căciu, pentru că mi se pare mult, la 1 milion de euro nu ești micro-întreprindere, adică noi, eu am înțeles ce a făcut statul român. Dom'le, a fost un bonus formidabil pentru afacerile din România mici. Și am înțeles și am sprijinit asta pentru că eu cred în afacerile mici și în afacerile medii și mijlocii. Dar 1 milion de euro ar trebui să fii și tu de acord cu mine. E un ajutor pe care statul poate să-i dea o vreme. Sunt departe de 1 milion de euro. Știți de ce sunt surprins? Ministrul de Finanțe gândește tot timpul noi taxe. Dar nu l-am văzut în perioada asta de criză să gândească o reducere a cheltuielor bugetare. Na, păi nu poți. Știi de ce păi nu poți? Pentru că România refuză să taie din aparatul de stat, are un deficit la pensii uriaș. Ia stai aici un pic cu mine pe fir, Mihai. Vezi că l-avem pe domnul Cîțu. Ia stai un pic. A zis domnul Cîțu, s-a dus la ședința coaliției. Ce zice domnul Cîțu? Dacă vrem să nu intrăm într-o criză majoră în perioada următoare, acelea sunt cele două propuneri. Una este de a reduce TVA pentru a ajuta lupta cu inflația, a doua de a reduce contribuțiile. Și aceasta, bineînțeles că deja o pregătise la Ministerul Finanțelor, dar continuam guvernul de la, aveam o reducere graduală până în 2024 a acestor contribuții. Mai mult, este un lucru pe care trebuie să mai spun, toată lupta cu inflația este important ca deficitul bugetar, în acest context de reducerea TVA-ului și de reducerea contribuțiilor, să rămână la 5,84 sau chiar mai mic. Altfel, semnalul este greșit pentru piețe și vedem deja că dobânzile la care se împrumută statul român sunt în creștere. Vezi, domnul Cîțu s-a dus la coaliție și le-a zis asta. Ce vrei tu, le-a zis. Da. Da? Păi, și... să vă spun ceva. Mari producători de energie, producători, nu distribuitori, sunt de stat. Da, știu. Acolo sunt banii. Deci noi plătim 19% TVA pentru facturile de energie care se duc la producătorii de stat. Da. De unde guvernul și-a niște bani? Știm șmecheria. De fapt, cum v-a spus Răzvan Nicolescu acum 2 săptămâni în acest studio... Căutați banii, vedeți unde sunt, că în primul rând sunt la producătorii români, luați-le banii și ajutați companiile mici, precum ale lui Mihai. Despre asta e vorba, prieten, când stați de vorbă la masa aia. Mulțumesc tare mult, Mihai, dar știți ce problemă are guvernul României? Are o problemă uriașă pe care nu vrea, nu poate să o rezolve. Păi cum o să dea el afară pe praful ăsta din toată clientela aia politică? Cum o să poată el să taie salarii din zona bugetară? Cum o să reducă măcar celebra învelopă salarială? Când tu ani de zile ai pompat acolo la pile și la relații? A, nu mai pun asta cu pensiile. Cum să lucrezi acum la pensii când tu vrei să le mărești? Nu se poate face chestiunea asta. Și de aia se uită și zice, bă, cum să iau eu măsuri din astea care să-l ajute pe Mihai care muncește? Când eu trebuie să ajut statul, că are salarii duble față de privat. Vedeți, despre asta e vorba. Și se uită la Mihai și a zis, bă, câți angajați are ăsta? 9, bine, las că-ți descurcă cu 5. Cât are impozitul? Are 1%, las că-l scoatem de la 1% la 16%, îl ardem. Asta e, de fapt, gândirea. E că dacă ar fi avut un stat normal, s-ar fi descurcat. Dar problema e că n-au acum. Rareș, salutare! Ce afacere? Salutare, domnul Cătălin. Nu mai contează afacerea, dacă... Ia. Nici nu mai știu dacă mai e afacere, că de la 12, la 12 colegi am ajuns cu 3 după 2 ani de zile. Aș fi vrut întrebarea asta să fie pusă, adică să vină de la guvernanți, nu de la dumneavoastră, ce facem, cum îi ajutăm pe cei mai mici. Din păcate, nu a venit și prea târziu. Vă spun sincer, la momentul ăsta, dacă ar fi, adică în principiu e foarte greu, vânzările au scăzut, oamenii nu mai au bănuți, nu mai generăm foarte multe vânzări, ne chinuim de la o zi la alta. Ce faceți voi? Rău. Nu, rău. Ce afacere aveți? Ai găsim domeniu, așa, să ne primim. Ochelari de vedere.
Ochelari de vedere. Cum da aici? Stai un pic. Rareș, aici e boală, nu? Adică îți pui ochelari, nu-i... Dacă dar vedeți că una e să vinzi un ochelar de, nu știu, 400 de lei și alta e că vine clientul și nu-și permite nici și 400 de lei. Și să-mi zică, nu am bănuți nici factura viitoare sau nu îmi permit. Acum mai stau așa cu dioptriile. Adică nu e... Și tu ai scăzut de la 12 oameni la 9, la 3 oameni? La 3. La 3 oameni. În 2 ani de zile, la 3 oameni. Ce realizează statul e că era bine când mă duceam la stat în fiecare lună cu bănuți câte 20.000 de lei. Acum, practic, mă duc cu 4.000 de lei. Așa. Au scăzut, practic, și veniturile la stat și veniturile mele. Mi-a luat al doilea job și mergem mai departe. Dacă o fi, să fie bine, dacă nu... Plecăm din țară, că asta este soluția. Dom'le, am auzit chestiunea asta și scria lume aici și pe Facebook. L-am citit și pe un cetățean astăzi pe Republica, domnul Herța, nu-s de acord cu ce a spus el acolo, dar, mă rog, plecatul din țară, să știi, acum nu gândesc că în economiile altor state umblă câinii cu colaci în coadă. Cred că și acolo au probleme de genul ăsta. Inflație e peste tot. Nenorocire de asta e peste tot. Eu aș aștepta mai curând un răspuns. Nu te critic, să nu înțelegi greșit. Nu, eu aș aștepta un răspuns cum ai descurca-o acum. Adică asta e problema. Nu, cum să descurc? Am reușit să aduc furnizorii la zi cât de cât. Să mă mai scap de datorii, dar am rămas cu datorii chiar la statul român, adică la ANAF. Mm-hmm. Vă înțelegeți? Și acolo e un pic mai critic, pentru că acolo, în loc să fim sprijiniți și să mi se dea, de exemplu, așteptam o soluție de la statul român în care să-mi zică să nu-mi dea niște bani gratis, ca să zic așa. Putea să vină să zică, domne, hai să vedem cine a fost cinstit. Eu din 2015 până în 2020, când a început pandemia, n-am avut nici măcar o zi de întârziere la plata bugetului, la taxele către stat, da? Din aprilie 2020 am rămas cu datorii, pentru că am încercat să-mi țin toți colegii și să încerc, nimeni nu știa că o să dureze pandemia 2 ani de zile. Am încercat să-i țin pe toți și să le ofer cât de cât un job, da? Și a rămas cu acele datorii. Este foarte greu, foarte greu. Deci mă sună cei de la ANAF, trebuie să le dau bani. Le-am spus, ok, eu pot să vă dau bani, dar faceți-mă eșalonare pe 3, pe 5 ani de zile. Nu pot. Mi s-a făcut o eșalonare pe un an de zile. Eu nu pot să dau într-un an de zile cât am pierdut în 2. Nu am cum. Nu generez vânzările necesare. Ce ar trebui? Să nu mai dau salarii la oameni? Nu, foarte, foarte greu și aș fi vrut, de exemplu, să putem să accesăm niște credite cu o dobândă de 1, 2%, 3%. Nu-mi trebuia bani gratis de la stat. Îmi trebuia niște credite să am chestia asta, să pot, da. Să pot să mă duc și să iau acele credite. Să creditele s-au scumpit, să spunem asta, și s-au scumpit dintr-o rațiune evidentă, pentru că fiind inflație mare, statul și Banca Națională nu vor să mai arunce cu bani în piață, da? Numai că vedeți cum să, aici lucrurile să bat cap în cap și să leagă într-un mod care e aproape dezastros pentru noi. Avem și inflație, dar și o criză care e greu de suportat. Sunt curios ce măsuri o să ia cetățenii ăștia. Nu știu ce măsuri o să ia, dar vă spun sincer, ca mine, văd că nu sunt sute, poate sunt mii de firme mici. Sunt convins. Care le este foarte greu să reziste. Din oamenii pe care am avut, din colegii pe care am avut din nou, cât a trebuit să renunț la ei, 4 sunt plecați afară. 4 sunt plecați afară, ceea ce România nu realizează, pierde. Hai să spunem o vorbă, Rareș, mulțumesc, îți doresc baftă, deci n-am altă și... Ba da, am o metodă, adică voi vorbi mai des despre voi, adică trebuie să punem presiune asupra acestor oameni să înțeleagă că oamenii ca Rareș sunt cei care duc România mai bine. Corporațiile sunt un capăt de pod, dacă vreți. Sunt companii mari care pun presiune, aduc modernitate, aduc standarde, fac lucruri importante într-o țară, da? Și reușesc să o ducă într-o anumită direcție. Dar ele se vor descurca întotdeauna. Vor ști să se protejeze, vor impune niște chestiuni asupra pieței, o vor distorsiona la un moment dat, în timp ce economiile funcționale se țin pe oameni ca Rareș și angajații lor.
Acolo este o parte din valoare adăugată. De acolo ar trebui să vină foarte multe salarii. De acolo vine bunăstarea. Din acest tip de antreprenoriat, Rareș nu externalizează profituri. Rareș din profitul lui creează și duce mai departe în această țară. Înțelegeți cum funcționează lucrurile? De ei avem noi nevoie astăzi. Pe ei trebuie să-i sprijinim. O țară fără acest tip de antreprenor nu există. Adi, salut, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin, dumneavoastră și ascultătorilor, sper că mă auziți ok. Sigur, te ascultăm. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, avem o mică, mare problemă. La fel ca dânsul sunt și eu, cu o mini-societate, dacă o putem numi așa, ce se ocupă cu transportul de marfă în țară, în toată țara, să zic așa. Vorbesc de auto-utilitare de 3,5 tone, nu camioane mari și așa mai departe. Încep prin a vă spune că este strigător la cer. Eu sunt unul dintre cei de care foarte multă lume din țară râde pentru că au fost afară și au fost au muncit afară și au fost slugi sau cum se mai numesc. Am plecat și eu destul de vreme ca mulți alții și am stat aproape vreo 10 ani de zile în Italia. De 2 ani de zile m-am întors în țară cu gândul de a porni o afacere și de, nu știu, a face ceva în țara asta. De a încerca să ridicăm ceva în țara asta, să ne spunem ceva ce avem de spus, să ajutăm la ceva. Dar credeți-mă că este absolut imposibil. Ce deci este absolut imposibil. Ce ți este cel mai greu acum? Vă spun că cel mai greu acum, înainte de toate, sunt oamenii care efectiv nu dau dovadă de încredere, nu dau dovadă de absolut nimic. Munca este grea, nu este pentru oricine. Noi românii, în general, suntem o nație de oameni cărora le place foarte mult să se vaiete, să se plângă și așa mai departe. Au fost destule cazuri și la dumneavoastră la emisiune, că vă tot ascult de 2 ani de zile în continuu. Eu muncesc la rândul meu, în momentul de față conduc, deci nu sunt un patron care stă acasă și se uită pe ce. Ai angajați mulți? Adică câți? Nu, puțin. Vorbim de puțini angajați și din ce în ce mai des îi pierd. Pentru că de ce? Într-adevăr, nu dispun de mașini, de mijloace de transport noi, da? Pe care să muncească oamenii. Infrastructura, nu mai vorbim despre ea. Deci nu mai vorbim de țările din toată România, pentru că știm cu toții că sunt dezastroase. Iar oamenilor, șoferilor, vorbesc, angajaților, se pare foarte greu să conducă, de exemplu, 400 de kilometri în țara asta, pe drumurile noastre. Deci foarte greu. Și așa este, sunt de acord cu ei. Plus că, repet, nu dețin niște auto-utilitare noi, încât să aibă mai mult confort, să fie confortabile și să... Dar... nu știu, să reușească să treacă de pe zi pe alta mult mai ușor. Cu noile prețuri la benzină, la motorină, îți mai scoți banii sau ai mărit și tu prețul? Despre asta vreau să vorbesc. Eu, în ultimul timp, mai merg, ca să zic așa, am un al doilea job și mai merg în Italia. Aseară am sosit în Italia la ora 20. Motorina este, prețul combustibilului în țară este dezastruos comparativ cu alte țări, cum spuneați dumneavoastră, că nu au o inflație foarte bună sau nu sunt câinii cu obligi în coadă. Într-adevăr, dar credeți-mă că este o diferență enormă între noi și orice alt stat. Adică ce e mai scump la noi? Nu cred că e mai scump. Dacă stăm să ne gândim la salariu, mult mai scump. Dacă câștigăm noi. Realitate, da, suntem undeva la 1 euro și 40. Mă întrebam pentru afacerea ta, adică dacă ți-au crescut prețul la benzină, mai ai profit pe afacerea ta cu mașini? Asta urma să-l spun. Deci avem combustibilul la 7 lei litru. Vorbesc de auto-utilitar, așa cum am zis, la care anul trecut plăteam o poliță RCA în valoare de 1200 de lei pe an. În anul ăsta, de la ianuarie, am 600 de lei la o singură auto-utilitară. Gândiți-vă dumneavoastră cât sunt la toate trei și exact ca antevorbitorul meu, nu am avut niciodată un leu datorie la stat, mi-a plăcut tot timpul să merg să plătesc imediat. Dar nu se mai poate. Deci vă spun foarte serios, România în felul ăsta o să pierdă orice om, un om amărât, sărac, ca și mine, care a venit să încerce să facă ceva în țara asta, să meargă mai departe și să încercăm să ajutăm țara asta. Nu se mai poate. Eu mă gândesc foarte serios să renunț
și să mă întorc înapoi acolo, slugă, cum spun unii, da? Pentru că în țara asta am o vârstă la care nu mai pot face ceea ce am făcut la 19 ani când am fost plecat, da? Dar cred că orice altceva, orice aș găsi, cu siguranță aș reuși. Mulțumesc asta, pentru că nimeni nu face nimic. Mulțumesc tare mult. Mă doare sufletul de câte ori mă sunați la emisiune și spuneți că o să plecați din țară. Asta e, de fapt, una dintre problemele pe care va trebui să le rezolvăm în anii următori. Oamenii care revin aici trebuie să găsească modalități să facă valoare adăugată. În 2021 s-au închis cu 28% mai multe companii decât în 2020. Ce să vezi? Da, cele mai multe în comerț, apoi în reparații de mașini, în construcții și în industria prelucrătoare. Astea au fost. Dragoș, salutare! Vă salut, domnul Cătălin. Bună ziua! În ce situație ești? Într-o situație, după ce am ascultat domnii dinainte, cred că sunt într-o situație acum mult mai bună. Și vă spun și de ce. Am avut o firmă micuță, cu vreo două puncte de lucru în Suceava, cu toate că eu sunt din Bacău. Ținând cont de pandemia care, știți cum a fost în Suceava, cu taburi, cu zbura COVID-ul din spital, au închis străzi, din ce în ce mai prost. Adică ajunsesem la vânzări de 50-60 de lei pe zi. Ce-am zis? Ca să nu dau afară oameni, am și eu 4 angajați aveam. Deci, bă, mă trec eu în șomaj pe mine că să mai plătesc taxe la stat. Okay. Să spun că de atunci până când am închis firma efectiv anul trecut, imediat după ce am auzit de monstruoasa coaliție de la guvernare, și o să fac și o paranteză mai târziu, am închis punctele de lucru pentru că începusem să aduc bani de acasă ca să susțin firma. De ce? Au început să crească tot. De la transport, de înainte au început să crească prețurile. Nu de acum, deci de prin septembrie-octombrie. Taxele la stat, știam că vor crește. Au fost multe lucruri care au adus la decizia asta. Și acum, sincer, mă felicit. Și acum ce faci? Acum am angajat. Sunt vânzător între ghilimele, sunt director de vânzări la o firmă. E mult mai bine decât să fii mic întreprinzător în România. Nu e mai bine. Pe sufletul tău, nu cred că zice că e mai bine. Vă dați seama că nu, dar mă refer financiar, adică... Da, ai o stabilitate. Psihic. Efectiv, deci stăteai sâmbăta, duminica, păi stai că trebuie să plătești gola, trebuie să plătești la stat. Eu mă gândesc cum sunt firmele astea de stat care au datoriile astea la bugetul statului, când tu, o firmă mică, vine data de 25, n-ai plătit, îți dă un preaviz și după încă 30 de zile statul ți-a băgat deja mâna în bani, în buzunar. Eu nu știu cum se acceptă așa ceva. Deci, ai, să zicem, 5.000 de lei sau 6.000 de lei, dacă nu ai plătit până pe 25, imediat îți trimite somația acasă, în 30 de zile ți-a făcut poprire pe cont. Da. Cum sunt firmele astea care le văd, mă uitam și la echipe de fotbal și cu milioane de euro datorii la bugetul statului. N-am ar fi rău să vorbim o dată despre fotbalul ăla și cum e el păsuit în România. Dragoș, mi-e teamă că nu mai am timp astăzi, dar știți ce? Mulțumesc mult, te înțeleg, îți înțeleg decizia, sincer îmi pare tare rău pentru ea, pentru că, mă rog, ideea e atunci când te apuci de o afacere să tot crești. Cred că în perioada următoare vor veni multe turbulențe și mă ironiza cineva aici pe Facebook când am spus că mă doare sufletul pentru cei care pleacă din țară. Da, să știți că afacerea noastră e foarte interesantă. Afacerea noastră aici la radio ține de voi. Din anul trecut s-a făcut o modificare în modul în care funcționăm aici în România. Nu mai avem înscripte 19 milioane de ascultători. Avem în scripte 17 milioane de ascultători, vedeți? Și ascultătorii noștri se împuținează, firesc, nu? Adică nu mai putem să raportăm ca acum 20 de ani aceleași audiențe, ci mai mici în numărul de oameni pe care îi atingem. Dacă acestea sunt mai mici, vă dați seama că și afacerea este mai mică.
Să știți că și starea presei ține exact de prezența voastră în România și de capacitatea de a face afaceri împreună. Suntem toți în aceeași oală, asta vreau să vă zic. De asta mă doare sufletul și promit că de la acest microfon o să încercăm să luptăm mai mult pentru companiile astea mici și medii care fac România să meargă. Asta e povestea de astăzi. Pregătiți-vă de o perioadă mai grea și noi tot aici vom fi. Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.